Monopolul alcoolului. Dramatizare după schițele lui Ion Luca Caragiale. Momente solenne. Vă gândesc. Vă gândesc fara mea. La România! Cruzea roșie! Cruzea roșie! Băiat, copii! Atmosferă încărcată. Asta-i fleică de norocitule. Keller, vreun loc nu mai e? Nu e locuri, domnule, s-au ocupat ele toate. Și mi-era o sete. Doamne, mi-am dus că sunt ca drumul și văd că a rămas singur. Domnul! Da. Ce faci, drăguță, nu știți? Dacă-mi permite... Hai, șezi, nu te mai scrii fosii! Kellner, o halbă, cu gule! Cu gule! Îmi permite să mă prezint? Halbă! Moftori, drăguță, moftori! E dandana mare, ascultă-mă pe mine! Tot ce se poate! Nu simți cum miroase! Miroase tutun! Aș! Și agrătar! Mofturi, drăguță, miroase a praf de pușcă! Nu simți! Miroase a ghiontuială și știi de ce? Habar n-am. Păi te cred fierbe lumea, problemești mi-a lui habar n-are! Mie o sete și Kellnerul nu mai vine! Să faci o manifestație monstră contra guvernului! Kellner, halba, te rog! Bine! Îți faci idee ce vor! Ce vor, ce vor? Vor să treacă prin camere, dar știi, pe sub mână! A la vapăr! Haide. Legea pentru înființarea monopolului băuturilor spiritoase! Cine manifestația? Ce manifestație, mofturi, drăguță! Guvernul! Guvernul... Ce faceți, domnule, cu halba aia? Iar duce de băul la alții, mor de sete! Domnilor! De când ne bucurăm de binefacerile regimului parlamentar, n-a trecut această țară printr-o agitație mai grozavă! Dai, domnule, unde pleci? Unde pleci? Eu să vedeți, nu fac politică. Nu, nu! Și de ce mă rog? Și de ce mă rog? Băi, n-am nicio... Ce să mă... Ce lebă, ce lebă? Păi, dar... Halba la domnul? În sfârșit. Ce-ai în sfârșit, mă? Ce-ai în sfârșit? Și gulerul? Unde e gulerul? Am cerut o halbă cu guler! Guler? Guler? Și parcă ziceai că nu faci politică. Nu fac. Atunci ce cauți aici? Mi-e sete, vreau să beau o halbă rece cu guler. Și manifestațiune? Nu merg, domnule! De ce să-mi stric vreun os pentru o curiozitate de gură cască? Da, aici? De ce ai intrat aici? Pe stradă e încă frig. Afară de asta, te pomenești că mă arunc în vreo discuție și în capă de leaua. Știi? Kellner! Kellner! Una mai rece n-ai? Bine, bine! Mofturi, drăguță! Mofturi! Nu, stai. De-un par exemplu, mă adresez în mulțime cuiva care are aceeași părere cu mine. Ce? Va să zic că ai o părere. Nu, ferească Dumnezeu! Ziceam așa, de-mi pare exemplu, fiindcă în astfel de împrejurări, un om ca mine, care nu e așa, nu înțelege mândria eroismului civic... Trebuie ori să discute cu oamenii de aceeași părere, ori să n-aibă nicio părere. Dacă n-ai nicio părere în astfel de împrejurări, când toată lumea are o părere...
ești în primejde să supere pe oricine are una. Salva la domnul! Mersi, dragă! Mersi, dragă! Mersi, dragă! Tot caldă. Și ce sete mi-a... Așa că... Mai bine mă retrag discret într-un colț și tac. Nu mai e locuri. Nici de sămânță, domnul. Zi așa. În colț și taci. Da. Cu toate că tare sunt nerăbdător să aflu ce a fost la manifestație. Moftor, drăguță, moftor! Țara, monopolul, manifestațiunea și el în colț. Tace, țal! Chiar niciun loc. Ce zici, domnule, că eu am plecat? Nu pot, mă zici să cez lângă țal, plata! Da, bine! Plata! O halbă rece, fără guler. Vine? Tu erai? Eu. Caldă. Și mi-era o sete. E? Ce zici? Ce să zic? Bine. Cum bine? Te știu și eu. Cum știu și eu? Dacă dumneata, cetățean care te pretinzi... Mă iartă, ce, eu nu mă pretinz deloc. Dar nu e vorba că te pretinzi, dar ești! Da? Ești un om care, vă să zic, m-a instruit. A? O fo. Coboară puică, coboară, că a făcut mazărea floare. Lasă-mă, domnule, în pace. Coboară puică, coboară, că a făcut mazărea floare. Lasă-mă, domnule, în pace, că nu mi-arde acu de cot-cotăceala dumitale. Halba la domnul? Ți-am zis fără guler. Un minut, domnul, și gulerul se duce singur. Doar nu fii ștaif. Uite, vezi unde ne duce guvernul. Ești. Mă rog. Dar o fi rece? Auzi de ce arde dumnealui. Dacă e rece, păi dacă unul ca dumneata stă indiferent și nu se interesează, atunci să-mi dai voie să spui... Nene. Ce nene? Aoleu, vai de biata țara asta. O să ajungă rău! Și cu guler și caldă, fiindcă nu mai este patriotism. Și totul se vinde. Și oameni care mă înțelege. Să mă crezi că și pe mine. Ce și pe dumneata. Monopolul băuturilor spiritoase. Pricep ce e aia? Pricep. Când vine, mă înțelegi, un guvern... ca bandiți, fiindcă n-are cine să-l oprească de a lovi în tot ce-i mai scump. Pentru care nu mai există nicio apărare, fiindcă tăcem toți. Mai adună, băiete! Bine! Ca niște lași, fără nimica, sacru, mă înțelegi? Și mie una, dar mai rece dacă se poate, și cu guler! Vine! Nu, micule, vine, taticule, vine! Nimica! Nimica sacru. Firește care să-și bată joc de poporul întreg. E bine. Dar nu mai merge. Poți, natale, mă înțelegi să zâmbești și să ridici de numer, parcă ai fi străin. Dar nu ridic de numer, domnule. Nu zâmbesc, domnule, păcatele mele. Nimic. N-am zâmbit în viața mea. Nimic. Pricep eu foarte bine totul. Sal! Te rog să mă crezi că chiar atunci când... Sal! Las că plătesc eu. Mersi! Las că avem și noi cu ce plăti atâta lucru. Nu ne-a jupuit încă de tot guvernul bandiților dumneavoastră. Al meu? Guvernul meu? Două halbe, vă rog? Las că știm noi. Țar, surdule! Aici, ține, ei. Domnul, aveți două halbe. O șircă! Lasă, plătesc eu. Așa. Guvernul meu. Doamne, apără și păzește. Mai caldă. Nici tu guler, nici tu. Și mi-era o sete. E liber scaunea, dragă. Liber. Tu erai. Eu. Două halbe, dar iute. Bine. Îți place?
face ce fac mizerabili. Care mizerabili? Care mizerabili? Derbedei! Pandici! Care s-o cotesc că dacă se strâng 200-300 de bețiu, gata! Oameni disperați, domnule, care pentru un pistoi omoară pe tați. Două halbe, vă rog. Auzi, drăguță? Da? Bine, asta e ca o zamă de morcov. Se poate. La deasă dată li s-au înfundat. În carne vie are să tragă, în carne vie. De nene. Da, zicătele, ce poftiți dumneavoastră? Aș fi vrut o halbă, dar rece și cu guler. Când colo caldă, nici tu guler, nici tu... Adică, acum o ieși o ceată de dalcauzi, de haimanare, de ale dumneavoastră, nu liță curete vei, guvernul? Iartă-mă, înțeleg să combat pe haimanare, dar să susții că sunt ale mele... Da. Ce să te ie, domnule? Păi, dar n-am nicio... Dumneavoastră, oameni inteligenți sunteți de vină, fiindcă stați indiferenți. Ia să fi mers dumneata cu mine și cu dumnealor toți, să fi mers ca niște cetățeni convinți să facem și noi o manifestație. Să vezi, nene, e o politică... Civilizațiune vrei? Vreau. Dar cum poate fi civilizațiune fără monopolul băuturilor spiritoase? Hai? Nu știu. Dar nu! Noi stăm ca blegi în cafenele și în berării și în cluburi și lăsăm pe toți apel pisicii care arzi să pui mâna pe slujbușoare ca să-și facă de cap și să răstoane sub diferite pretexte. Nene, uite, te-ai supăra, nu te-ai supăra, eu în politică nu mă amestec pentru că... Pentru că mi-e frică. Frică, 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 bravo! Poți să râzi, dar asta e. Atunci dă-mi voie să spun, adică-te-le că ești o manga. Noroc. Sunt funcțional, domnule. Tocmai de aia trebuie să aper guvernul. Dar ce, guvernul n-are altă apărare decât un consopis ca mine? Cum, ce? Rușine, domnule! Rușine! Domnul, întâi plata, două halbe! Rușine! Lasă că le plătesc tot eu. Așa da. Și nu-mi pare rău. Mai puțin mă costă două halbe decât să-i ascult lecțiile de civism. Poftim. Da, ordine, iau în poziție legea cu monopolul! Băiete, dă-mi și mie o ordine! Poftiți? Și o opoziție. Și. Așa. Ia mă bine, opoziție, alege cu monopolul! Bine, bine! Bine! Ce mai scrie domnul? Mor după politică. Asta e opoziția. Ia auzi, în această întrunire a noastră, alergaseră peste 6.000 de cetățeni. Tot ce are capitala mai distins ca profesiuni libere, comercianți, proprietari, șâcălă. Grozav, domnule. Hai să vedem și ordinea. Așa, așa. Asta e a guvernului. Ce? Aha. La această întrunire a lor, abia se putuseră aduna zilă vreo 300 de destrăbălați. Kellner, ce faci? Ai înțepenit acolo? Vine! Zi mai departe că nu o să crape dacă așteaptă puțin. Vreo 300 de destrăbălați, derbedei, haimanale și gâlâ. Aia 6.000, ăștia 300, cum o fi, nene? Pe să nu fi fost vreo 3.000 și ceva de oameni fel de fel. Și mai așa și mai așa. Uite, vezi? De asta mă nebunesc după politică. Kellner, ce naiba! Vine! Uite aici un loc liber. Poftiți. Dar eu?
Trage scaunul ăla și șeși tu aici. Așa, ce luăm? Ce să luăm? Da. Câte o halbă. Nu te lăsa. De ce citești porcăria aia, domnule? Pardon? De ce? A, de ce? Ce faci, băiețaș? Ce faci, băiețaș? De ce nu? Băiețaș? Băiețaș, l-ai auzit? Băiețaș? Ce faci? Cu cine vorbești? Domnule, vorbesc cu băiatul dumitale. Ce fel de creștere? Domnilor, credeți că noi să plătiți infamia? Ce infamie, băiatule? Infamia! Ce infamie, domnule? Băiatul ăsta dumitale? O să vă arătăm noi, cinstea voastră. Tuturor care vă solidarizați cu regimul banditesc. Cu regimul monopolurilor. Hai. Mă iertați, domnilor, înțeleg că nu vă place monopolul băuturilor spiritoase, dar cu cine am, mă rog, onoarea? Cu studenți. Studenți, bine, dumneata, să zicem, dar tata dumitale. Care tată? Nea lui. Nu-i sunt tată, domnule. Nu, dar ce? Suntem camarazi. Camarazi. Camarazi! De ce râde? Domnule, nu-ți permită insustirerimea universitară! Sal! Sal! Repede, băiete! Sunt grăbit să închide universitatea! Fug să mă scriu și eu! Tinerimea universitară! Mista, famă-te! Bea, nu te lăsa, uite că viața e grea. Bea, nu te lăsa, uite că viața e grea. Dați-le încolo de chinuri și beți, viața-i frumoasă, băieți. Dați-le încolo de chinuri și beți, viața e frumoasă, băieți. Cam târziu. Au! Ce ții, mă? Frige, e prea fierbinte. Hai, spală, că iar ne prinde ziua aici. Ziceam că dacă ați ațipit, care va să zică vă odihniți? Plata. Da. Halve, Creviș, Schwarz. Dă-i lei 15 parale, vă rog. E târziu. Nu închideți. Domnii de acolo. Cu Pavlovski, tărăboi mare. Iară? Ăla vechi, zic. Ăla vechi. Moftor, Rockefeller, petrolul, politică subțire. Au venit de hac ciocoilor. Păi da, ce sunt? Noroc. Baliverne, Maximul. Vezi, Maximul, da. Cum zice o vecină, legea lui Maxim. Să plătim pe varză agră, pe bulion, pe ardei murați. Manifestații, studențimea, nimeni. Tot au trecut. Monopol, nemonopol, dar țuica, au scumpit-o? Au scumpit-o. Da, până s-o facă. Ei, da până s-o facă. Păi vorba e că legea au trecut-o. Impozitul pe grad, care va să zică. Îl au? Ia să vorbim mai cum mai este la față. Frate, ce s-o fi făcut Costică? Costică Panaite. Știi? Care Panaite? Costică Panaite.
Curios, Lugo, cum ți-a venit? Păi, tu ești... Tocmai la el mă gândeam și eu, la Costică Panaite. Ei, Keller, ce albe? Domnule, asta e ceva care s-o spui ori la cine, nu te poate crede. La cine credeți că m-am gândit eu acum când ai întrebat dumneata întâi, frate, ce-o fi făcut Costică? Berea? La Costică, domnule! La Costică Panaite! Comedii! Așa e, ce-o fi făcut bietul Costică? Se spune că e în provincie, se pare că la o moșie. Nu l-am văzut, poate să fie 8 ani. Dar e curios lucru, domnule, cum ne aducem aminte de el, așa. Parol. Ce ești, copil? Ce? Ești copil? E 2 franci. Parol? Taxa, conașule. Ce? Ești copil? Costică. Conașule. Și ce poftești acum? Păi, mai încă 1 franc. Ce ești, copil? Taxa, conașule. Ține, domnule, și lasă-mă în pace. Taxa, conașule. Vine-mă, conașule. Ce stăm în picioare? Mă, Costică, știți de la cine ne-am gândit noi toți treia din aia? De cine am vorbit noi acum până să intri tu? De cine? De tine! Ei, aș. Zău de tine! Parol? Și stăm cu parele goale. Keller, 4 halbe. Imediat. Ai dispărut zi așa? Licența ai mai luat-o? Ce-și copil? Avocățel? Are dreptate, ponoarea mea care dreptate. Și cu ce te ocupi? Pământul. Ce v-am spus eu? O moșioară. Ei, aș. Moșioară? Dar cum? Moșie. Cu unchiul meu. La munte. Așa. Și 8 ani n-ai mai dat deloc la București? Ce ești, copil? Am fost. Parol? Parol? De vreo 3 ori am fost. Și prietenii vechi nu i-ai căutat deloc? Ce ești, copil? Treburi încurcători? Ba unul, ba altul. Da, cu... În sfârșit... Ai venit de mult, Costică. Chiar în seara asta am sosit. M-am oprit un moment la Matachi Vocelaru. De ce? Mi-era foame. Parol! Am luat un mezelic. Și ce să vezi? Niște prieteni vechi. Și te-ai locuit și te-ai și dă-și. Ce ești, copil? Numai așa, un mus? Și te-au lăsat? Ei, așa. Vrea ca lor să mă încurce. Zice, încă un rând. Zice, ce-și copil? Plec, las geamantanul la metropol. Cu ce geamantanul erai? Și? Parcă aveam o presimțire. Nu mai spune. Cum mă? Parol, iau o birjă. Birjarul la Union? Zic, ei, așa. Și m-am lăsat dus. Și amintiri. Frumoase vremuri. Nu mai apucăm noi așa vremuri. Parol? S-a dus. Ce ești, copil? Kellner, aici. Un rând de halbe. Bine. Ce vânt te aduce în toiul nopții, Costică? O afacere importantă, nene. Ce afacere, Costică? Ce? E mai certa ferta? Parapon mare. Dacă nu vrea să spună, înseamnă că nu.
E, așa. E, vezi, lasă omul să spună. Ce ești, copil? Ai plecat de mult de acasă? Ba, de aproape 4 zile. Păi și așa departe se moșia? Ba, la vreo 50 de kilometri de Ploiești. Dar m-am abătut pe la Vâlenii de Munte o noapte. Apoi la Ploiești, la Valea Călugărească, la un prieten. E, culesul e întoi. A trecut o zi și o noapte. Nici că știu cum. Și te-a lăsat să pleci? Aș, de unde? Păi că... Și că pleacă și el a doua zi la București? Da, i-am zis-o verde. Ce-și copil? Și plecat am fost. Keller, în curând de halbe. Îmi pare rău că vă încurcați la bere. Bine, nenea, cu e vreme de bere? Hai la o musterie, frate. A fost nene că mustul strigă stomacul. Ce-și copil? Băi, nu m-am îmbolnăvit alaltă eu din două bare? Parol? Cea mai infamă băutură. Aia așa. Frate, n-au ăsta un mezelic ceva, zic că pastramă. Ți-ai găsit de abelerie pastramă. Da ce? Crindiș. Aia așa. Ori salam. Parol? Ori șvaițer. Ce-și copil? Și ce produce moșia costică? Ca la munte. Agricultură de fân și de prune. Chestie mare. Regiune sublimă în creierul Carpaților. Aer curat, nici să face forță să respiri, pătrunde singur în plămâni, liniște, nici urmă de zgomotul capitalei. Bine, bine, Costică, vara ca vara, dar iarna nu ți-e urât? Ei, aș. Eu n-aș putea iarna să stau nici măcar o săptămână. Parol? În sărbăticii aia. Ce-și copil? Încă un rând de halbe. Ei, aș. Ale din urmă. Parol? Și pe urmă un șfarț. Ești copil. Și care e afacerea foarte serioasă care te aduce în capitală, Costică? Ce-o faci pe misteriosul? Eu? Ei, aș. Atunci spune. Afacerea? O petițiune. O petițiune? Exact. Unchiu? S-a încurcat. Ce-ești copil? Vreun post la un minister aici, în capitală. Ei, aș. Atunci? O petițiune... care s-o dau mâine unui deputat cunoscut să o prezinte la cameră. La cameră? Ce vă mirați? La cameră. Au iscălit-o vreo 50 de cultivatori de prune. De prune? De prune? Ei, da. Să oprească votarea impozitului pe grad. Bine, Costică, acum vii. De ce? Ai venit cam târziu. Ei, așa. S-a votat lege. Parol? Camerele s-a închis de sâmbăta trecută, Costic. Copil! Ați ascultat Monopolul alcoolului, dramatizare după schițe de Ion Luca Caragiale. Au interpretat Marin Moraru, Octavian Cotescu, Toma Caragiu, Mihai Pălădescu, Ștefan Bănică, Jean-Lorin Florescu, Grigore Gonța, Mihai Stoienescu, Eugen Racoții, Alexandrina Halic. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia artistică, David Estrig.